Haideți să ne unim din toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, fiindcă suntem tineri, nu? Și avem puterea aceasta și să spunem slăvit, lăudat și glorificat să fie Dumnezeu în veci. Amin! Singurul care merită închinarea, slava, cinstea și gloria în veci de veci. Amin! Ne bucurăm în această după-masă, noi de la marginea, dumneavoastră de aici, de loc, apoi, desigur, de prin împrejurim, să fim aici la părtășii. Și cred că cel mai important este peste strângerea noastră, este, și noi am chemat aceasta să fie, Domnul prezent aici. Când e Domnul prezent, rugăciunea are gust, cântarea are gust, rostirea cuvântului, îndemnul, pentru că tot ceea ce dorim să facem, dragii noștri, întotdeauna, să avem în minte gândul acesta, tot ceea ce dorim să facem, fie îndemn, fie cântare, fie recitarea unei poezii, sau orice altceva, e să avem în minte gândul acesta, să facem ca pentru Domnul și pentru slava numelui Său și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Mulți tineri adunați aici și mă gândeam, oare ce îndemn ar fi cel mai potrivit pentru dumneavoastră, pentru noi, ca tineri? Și doresc să mă folosesc de un verset din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 14, a doua parte a versetului scrie așa. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și virgulă. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari. Și mă gândeam că, desigur, perioada aceasta a tinereții este caracterizată de tărie, de putere. Uneori neînțeleasă de tineri. Uneori crezând că tăria stă în, sau a fi tare, este în funcție de numărul de aprecieri pe care îl primim. Fiind afișați, și nu vă spune unde, că voi sunteți mai la curent. Și în funcție de aprecierile pe care le primim, de like-uri, de... suntem tari. În funcție de mașina pe care o conducem, suntem tari. În funcție de, ce știu eu, și băieții aici, de felul în care arătăm și unii se chinuie, mergând poate, să nu fie cazul, mergând poate pe la anumite săli de antrenament, să fie tari. Prin felul în care ieșim în relief, fie îmbrăcăminte, fie comportament, uneori să fim tari, să fim tari. Dar, dragii mei, oare la aceasta ne caracterizează uneori? Și aceasta este doar din fire. Și aceasta doar e firea. Și sunt multe alte exemple în care, în perioada aceasta, în tinereții, am dorit felul acesta a fi tare, a ieși în relief, prin orice. Fiecare în felul lui, fiecare de ceea ce uneori e pătimaș sau ceea ce firea vrea să ne domine, să fim tari prin ceva. A ieși în evidență. Oare acesta e sensul adevărat al cuvântului în care cuvântul Scripturii spunea, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari? Nu. Pentru că
Azi, voia lui Dumnezeu este să fim tari. Dar aș vrea să vă spun că și diavolul are un plan. Și vom fi întotdeauna, pentru că dacă nu suntem tari, opusul vom fi slabi. Samson era, din punct de vedere fizic, cum mulți și-l doresc, așa cum aminteam, era un om tare, spunem noi. Dar diavolul, în dreptul lui, acestui tânăr, a avut un plan și un scop. Și auziți care era scopul lui. Judecător 16 cu 6. Și scopul acesta e și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Să nu credeți, să nu cred că sunt scutiți. Spune-mi, te rog, de unde îți vine puterea ta cea mare? Și cu ce ar trebui să fii legat? Diavolul e interesat de asta. Cu ce ar trebui să fii legat? Și apoi, după ce te-o legat, să fii și biruit. Pentru că, dragii mei, a fi tare înseamnă a fi biruitor în fața ispitei și a păcatului. Și zic, Doamne, ajută și ne ajută la aceasta. A fi tare înseamnă a rămâne în picioare, a răbda ispita. Pentru că continuarea versetului la care l-am citit era, după, v-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari, și auziți prin ce vom fi tari. Și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, și apoi în ce constă tăria aceasta? Și ați biruit pe cel rău. Și zic, Doamne, ajută la aceasta! A fi tare, a fi un tânăr tare, înseamnă a birui ispita, a birui pe cel rău, a te împotrivi lui tare în credință, așa cum ne îndeamnă cuvântul Scripturii, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru că în fața ispitei și în fața păcatului nu mai contează aprecierile celorlalți. În fața păcatului nu mai contează cât de bine arătăm, ci contează un singur lucru. Dacă vei rezista să rămâi în picioare prin ajutorul lui Dumnezeu, dacă vei fi biruitor sau vei fi un biruit și un învins. Sau dacă vei fi în acea stare în care spunea cuvântul Scripturii să fii legat și apoi biruit. A fi tare înseamnă, dragii mei, la gândul care vine aici, să nu-l lași, să nu-l lași gândul care vine aici să coboare la inimă. Pentru că dacă o coborât la inimă, spune cuvântul Scripturii că face ceva, gândul acela se transformă o poftă care lucrează, care zămâslește, dă naștere păcatului și apoi păcatul duce la moarte. Dumnezeu să ne păzească, să vă păzească, dragi tineri. A fi tare înseamnă a supune gândurile care vin la mintea noastră, ori vrem noi, ori nu vrem, supuse voii lui Dumnezeu, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Un tânăr s-a dus la un frate mai în vârstă la noi, în zona noastră, și l-a întrebat: frate, uite cu ce gânduri mă confrunt, gânduri care uneori nu ne le dorim, gânduri care uneori vin peste noi, peste ființa noastră, având menirea aceasta să ne tulbure, gânduri de care uneori ne este rușine. Și doar un gând. Și l-a întrebat fratele, tânărul pe fratele respectiv, fiind un frate mai în vârstă, cu experiență, l-a întrebat: frate, mă confrunt cu asemenea stări. Fratele înțelept s-a oprit și l-a întrebat: te întreb ceva, tu peste casa ta poți să oprești o pasăre să treacă? Tânărul a spus: nu pot. Trece. Nu putem opri. Dar l-a întrebat a doua întrebare: dar pe acoperișul casei, pe coșul de fum, cum spunem noi, să-și facă cuib, poți? Poți să împiedici cumva ca pasărea respectivă să se cuibărească acolo?
Dacă doar trece, dacă e doar un gând, o trecut și atât. Dar să se cuibărească. Poți? Există metode. Tânărul a zis, se poate. Cu ajutorul lui Dumnezeu se poate. Dragii mei, dragi tineri, totul începe de la un gând nesupus voi lui Dumnezeu. Lăsându-l așa cum spuneam, să coboare în inimă, ne va cuprinde inima, vom fi robiți, vom fi ispitiți, vom fi poate biruiți. După masa aceasta e o stare binecuvântată și o seară binecuvântată în care suntem aici să cerem de la Dumnezeu putere, să fim tari și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Deja am spus un gând și cuvântul Scripturii spunea, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu locuiește și rămâne în voi. Și zic, Doamne, ajută la aceasta. Strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Să strângem cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta. Vom fi tari, vom fi puternici în fața ispitei și în fața vrășmașului. Apoi nu uitați, rugăciunea. Prin rugăciune noi vom putea fi puternici, cerând de la Dumnezeu putere din partea lui Dumnezeu. În rugăciune noi vom fi biruitori prin ajutorul lui Dumnezeu. Este un alt factor. Și apoi și Duhul Sfânt. Cei care ați experimentat, dragi tineri, botezul cu Duhul Sfânt sau cei care n-ați experimentat, să vă doriți nu doar botezul în apă, sfătuim pe tineri, să nu se oprească doar la a se pune în rânduială, așa cum poate uneori venind așa și din familie de credincioși uneori, măi, să mă pun și eu la locul meu, să mă pun și eu în rânduială cu sufletul, botez în apă. Nu vă opriți doar acolo. Urmează a fi umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă ajute la aceasta, pentru că era o promisiune. Când se va pogorî Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori până la marginile pământului, în localitatea în care Dumnezeu v-a așezat. De aceea, să vă doriți lucrarea aceasta, să fiți umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că puterea aceasta, în fața ispitei, în fața păcatului, vă va ajuta să rămâneți în picioare și Dumnezeu să ne ajute și să vă ajute pe fiecare dintre noi. Cred că vom face o rugăciune în privința aceasta, rugându-L pe Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze starea noastră a fiecăruia. Și dacă după masa aceasta ai venit aici și ai venit și eu nu-ți cunosc starea, nici dumneavoastră nu ne cunoașteți starea fiecăruia dintre noi. Cel care ne cunoaște starea este doar Dumnezeu. Aparent putem arăta bine. Deși primim, așa cum spuneam, poate complimente, poate aprecieri, poate frații ne privesc într-un fel sau altul, dar lăuntrul nostru, starea cu care ne confruntăm, o cunoaște doar Dumnezeu. În după masa aceasta avem harul și tu și eu, stând înaintea Domnului la rugăciune, să cerem de la Dumnezeu putere, sângele Domnului Iisus Hristos, care spune cuvântul Scripturii, dacă ne mărturisim, El este credincios și drept să ne ierte. Și dorim în seara aceasta sângele Domnului Iisus Hristos să ierte cugetele noastre ale fiecăruia, să ierte poate stările noastre care n-au fost plăcute înaintea lui Dumnezeu, dar apoi să cerem de la Dumnezeu putere să rămânem în picioare în ziua aceea grea, în momentul cel greu, în fața ispitei, în fața vrășmașului, în fața păcatului. Dumnezeu să ne ajute să fim tari în adevăratul sens al cuvântului. Dumnezeu să vă dea putere fiecare dintre dumneavoastră, să nu fiți biruiți, ci să fiți biruitori în numele Domnului Iisus Hristos. Cred că vom face rugăciunea aceasta și cred că nu-i rău, cred că nu-i rău. Haideți să ne plecăm pe genunchi și în sensul acesta, în gândul acesta, haideți să venim înaintea Domnului și Dumnezeu să primească rugăciunea fiecare dintre noi. Amin.